Matei, capitolul 25, începând cu versetul 14 până la 30. Pilda talanților. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei încă 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus, de-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robului acelora s-a întors și l-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a dus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-a încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talant a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la vremea mea eu să-mi fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați dar talentul celui ce are și dați-l celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea din prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Doamne, ne rugăm pentru lumina Duhului Tău cel Sfânt, să putem înțelege cuvântul Tău și să-L putem primi cu bucurie. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Să ocupăm locurile. Pildele Domnului Iisus Hristos sunt de o bogăție extraordinară și probabil n-ar strica să începem o serie de studii biblice, să le luăm aceste pilde pe rând. Pilda din seara aceasta însă mi-a fost inspirată de un fel de reacție la ultima mea predică. Unii dintre frați au temut foarte tare că, predic o evanghelie a prosperității și îndemn pe oameni să fie bogați și să fie harnici. Să știți că, gândindu-mă la treaba asta mai mult, mi-am dat seama că predica mea avea dreptate, că Domnul ne vrea să fim de succes. Pilda aceasta din această seară ilustrează din belșug faptul că Domnul Iisus Hristos ne cere să investim și să fim oameni de succes în viață. Câteva învățături specifice din această pildă aș vrea să le enumăr în seara aceasta. Prima învățătură și prima concluzie este că succesul este produsul muncii noastre. Succesul în orice domeniu este produsul muncii noastre, până și în cel spiritual. Să nu-și imagineze cineva că noi vom progresa spiritual dacă nu citim Biblia, dacă nu venim la biserică, dacă nu ne rugăm, dacă nu facem eforturi. Din păcate însă, foarte mulți oameni uită că noi am fost creați o ființă ca să muncim. Prima însărcinare a Domnului după creația noastră în Eden a fost să muncim și să păzim grădina Edenului. Suntem creați pentru muncă.
Asta este destinul pentru care Dumnezeu ne-a creat în această lume. Din păcate însă, și în special în lumea noastră evanghelică, avem un fel de mentalitate de gară, zic eu. Ne-am asigurat un bilet pentru trenul pentru cer și ne punem în gară să așteptăm să vină trenul care ne va duce în împărăția cerurilor. Avem biletul în buzunar, nu? Și ne punem în sala de așteptare. Și creștinismul cel mai mulți oameni este o desfășurare a acestei activități în sala de așteptare. Așteptăm să vină Domnul. Aproape că este extrem de deranjant acest creștinism care nu face nimic. În sala de așteptare ne așteptăm să nu ne plictisim, așa? De aceea avem tot felul de programe, cântăm, facem tot felul de mișcări să treacă timpul, că într-o zi o să vină Domnul și ne ia și ne urcăm în trenul către cer și ajungem în paradis. Ne mirăm pe urmă că în câmpul misionar merg foarte puțini oameni și nu e de mirare pentru că sunt puțini, pentru că nu dăm niciun ban pe munca acestor misionari care se duc, nu? Nu investim în răspândirea Evangheliei. Niște tipi din ăștia absurzi, cum sunt eu, de exemplu, care se apucă să tipărească cărți, nu? Sunt foarte ciudați. Cheltuiesc bani și timp să facă ceva și așa nimeni nu mai citește astăzi, nu-i așa? Foarte, foarte interesantă este mentalitatea asta de gară. Așteptăm să vină Domnul și nu facem nimic. Nu e de mirare că milioane de oameni mor necredincioși, neîntoși la Dumnezeu, pentru că nu facem niciun fel de efort. Nu înțelegem că Domnul ne-a chemat să investim în împărăția Lui și să ne implicăm în lucrarea împărăției sale. Mentalitatea asta se potrivește grozav de bine cu cel care a primit un talent, nu? Domnule, de ce să se obosească el? De ce să riște el? Îl îngroapă în pământ, nu? Învelește într-un ștergar, îl îngroapă în backyard, nu? Așa, și s-a pune pe așteptat să vină Domnul, să vină Domnul acasă, nu? Nu e prea fericit de venirea Domnului pentru că simte în adâncul sufletului său că va trebui să dea socoteală. Să uite la ceilalți, măi nenorociți ăștia, uite, domnule, cât aleargă, cât se duc, nu? Ce risc mare, domnule. Și apoi, Domnul nu este prea corect, nu-i așa. Uite, dă la ăla 5 talanți, domnule. Dar cu ce e ăla mai grozav decât mine? Mie mi-a dat numai un talent, nu? Am auzit că la vecinul i-a dat 2. Nemulțumirea asta cu felul în care suntem tratați de Domnul, nu suntem egali, domnule, dar nu suntem toți egali. A doua învățătură este exact asta, nu suntem egali. Nu suntem egali deloc. Domnul nu ne-a creat egali, nu există egalitate. Este egalitate în mântuire, că avem acces la mântuire toți. Aici este egalitate, dar fiecare dintre noi avem capacitatea noastră. Fiecăruia după puterile sale, spune Sfânta Scriptură. Le-a dat după puterile fiecăruia. Cine știe puterea fiecăruia dintre noi mai bine decât Creatorul nostru, decât Domnul care ne-a creat? El știe câți bani putem face noi, nu? De aceea ne dă potrivit capacității noastre. În loc să fim mulțumiți că Domnul ne-a băgat în seamă și ne-a dat după dorința sa, a investit în noi, a avut încredere în noi, suntem nemulțumiți pentru că tot timpul ne comparăm cu alții, nu? Dacă mi-ar fi dat și mie, domnule, cum mi-a dat la ăștia, uite câți talanți a dat lui ăsta. Nemulțumirea aceasta se grefează perfect peste atitudinea de gară, nu? Așteptăm aici că vine Domnul, nu? Nenorociți ăștia care au așa mulți talanți, umblă, domnule, pe la prăvălii, pe la magazine, pe la bănci, investesc, cumpără, vând, se duc cu Evanghelia până la marginile pământului, nu? Ăștia nu-i prea vezi, ăștia nu stau, ăștia lucrează. Cei care nu lucrează, care au banii îngropați în pământ, ăștia stau. Stau și așteaptă și judecă pe ei, ceilalți care lucrează.
A doilea lucru care vreau să-l menționez în această seară este că Domnul ne-a dat tot ce avem nevoie pentru lucrarea care ne-a încredințat El. Personal, cred că nu există creștin să nu fi primit de la Domnul măcar un dar al Duhului Sfânt, dacă nu mai multe. Fiecare din noi avem un talent primit de la Domnul. Știți că talentul este foarte valoros, nu? Avem tendința imediat să spunem, măi, săracul ăsta, sigur că da, i-a dat numai un talent, nu? Haideți să vedeți un pic ce înseamnă un talent. Un talent, pe vremea când Domnul Iisus Hristos spunea pilda asta, era o cantitate de aur sau de argint între 34 și 36 de kilograme, 75 sau 80 de pounds de aur. Era un talent. Talentul de argint, pentru că întotdeauna argintul valora un pic mai puțin, era echivalentul la cel puțin 20 de ani de muncă. Salarul pe 20 de ani. Frate, cu un singur talent ai primit aproape un milion sau poate peste un milion de dolari în zilele noastre. Nu era o valoare mică. Nu era deloc o valoare mică. Dumnezeu când investește în copiii săi, investește valori foarte importante. Chiar dacă e un singur talent, să știi că talentul ăla este extrem de valoros, foarte valoros. Dacă este de aur, este 2.040.000 de dolari astăzi, sau 2.380.000 de dolari. Atât era valoarea unui singur talent. Dar dacă iei hotărâri bazate pe frică, pe calculele tale omenești, nu? Îl îngropi, nu? De ce să riști? Orice muncă înseamnă risc. De foarte multe ori când spuneam soției, vreau să mă duc în Africa sau în India, m-a invitat cineva în India. Nu te duc deloc, nu te las să te duci. De ce? Păi tu nu știi câți microbi sunt pe acolo. N-am știut. Ia. Am auzit că trebuie să te vaccinezi în mod special când te duci acolo, nu? Când faci cunoștință cu alți microbi din alte părți de lume, nu-i așa? Când auzim de investit în împărăția lui Dumnezeu, imediat încep calculele, nu? Și dacă ne uităm cu frică la treaba asta, nu ne mai ducem nicăieri, nu? Nu mai facem niciun fel de risc. Frate, astăzi nu mai citește nimeni. Zeci de oameni mi-au spus asta. Ei, să știți că sunt încă oameni care citesc. Și dacă mai sunt 10, pentru ei merită să lucrez. Okay? Și am să lucrez în continuare. Ne-a ajutat Domnul să tipărim peste 150 de titluri în ultimii 4 ani. Și am să facem în continuare. Pe partea cealaltă, eu tare mă tem că vine vreo bombă chinezească sau rusească, sau cine știe de care, coreană, nu? Și o să ne ducă la lampă de petrol pe toți și la foc, la sobă. Și atunci în fața șemineului, la lampa de petrol, o carte va fi foarte folositoare pentru că telefonul tău nu o să mai funcționeze la nimic. Dumnezeu să ne ferească de asemenea lucruri. Dar suntem foarte aproape de asemenea lucruri. Suntem foarte aproape de asemenea lucruri. Ei, întotdeauna dacă te gândești la pericolele care se pot întâmpla, nu mai faci nimic, nu te mai duci nicăieri, nu mai investești nimic. Și apoi mai vine și faptul că Dumnezeu nu ne-a făcut egali, nu? Pentru că noi avem tendința să ne comparăm întotdeauna cu alții. De ce Domnul i-a dat lui ăsta așa mulți bani, nu? Lui Steve Boros sau lui ce știu eu la care... De ce Domnule lui ăsta îi dă atâta și mie din gând în cât câte ceva, nu? Este tendința noastră naturală să ne comparăm cu alții. De ce Domnule Billy Graham are așa mare succes, nu? Când a fost Billy Graham prima dată în România, niște prieteni ai mei din România mi-au spus și mi-au zis, bă, nu e așa grozav Billy Graham ăsta cum am crezut noi, că noi avem predicator mai bun că ăsta. Wow! Mi-a fost milă de ei. Eu zic, mă băiatule, când predicatorii voștri mari și buni o să predice la milioane de oameni în toată lumea și o să fie primit de președinții americani, atunci mai discutăm, dar până atunci
Billy Graham este un om pe care îl folosește Dumnezeu peste tot în lumea la ora actuală. Și e bine să te uiți în punga ta, la talentul care ți l-a dat Dumnezeu, nu la ce a dat Dumnezeu lui Billy Graham. Păi dacă, nu, dacă eu nu sunt ca Billy Graham, sorry, mi-a dat și mie câte ceva, îngropăm și ținem până când vine Domnul și dăm înapoi. Păi exact cum ni l-a dat. E bine, Domnul are un cuvânt foarte tare pentru omul ăsta, zice, viclean și leneș. Om viclean și leneș. Dacă leneșii n-ar fi vicleni, ar muri de foame. Ar muri de foame. De ăștia sunt șmecheri, sunt vicleni, înșeală, mint, fură, fac tot ce pot ca să nu lucreze și să nu moară de foame. Ok? Și Domnul l-a citit perfect pe creștinul acela care îngroapă talentul. I-a zis, măi, tu ești șmecher și leneș. Și ți-ai găsit o adevărată teologie să-ți justifici lenea. Nu? Păi de ce ești leneș? Păi nu vrei să fii ca ăla care-i toată ziua pe coclauri. Uite cum își lasă nevasta și copiii. Ok? Eu nu sunt așa ca bogații ăștia care, domnule, de dimineața până seara umblă și adună și schimbă pe bani. Și uite, am auzit că a primit 5 și acum are 10. Okay? Nu se mai satură de bani. Wow! Avem o întreagă teologie care să ne justifice lenea. Pentru că suntem vicleni, ne creăm o teologie falsă. Avem o mentalitate de gară, așteptăm să vină Domnul. Când vine Domnul, vine cu judecata, ascultați-mă. Vine cu judecata pe baza muncii care ai depus-o pentru împărăția Lui. Domnul se spune, ți-am dat, uite ce ți-am dat și o să-ți spune inventarul complet. Ai folosit numai pentru tine. Tu n-ai fost un proprietar, nu ți-am dat banii ăștia să fii proprietar, nu ți-am dat averea să fii proprietar, ți-am dat averea să fii administrator și să administrezi bine ce ți-am dat eu. Trebuia să dai la zarafi. Dacă ai fost așa de leneș și șmecher, trebuia măcar să pui în bancă. Atunci când vin să fie un câștig, să fie o dobândă măcar de la bancă. O altă învățătură și vreau să revin la asta. Există între noi această idee care vine probabil de pe la Revoluția franceză, că toți suntem egali, nu? Toate democrațiile ne vorbesc despre egalitate și fraternitate, nu? Toți suntem la fel. Nu suntem la fel, suntem foarte diferiți unul de celălalt. Eu am 3 băieți și mă mir cât de diferiți sunt unul de celălalt. Am 6 nepoți, să nu mai vorbesc că diferențele sunt colosale. Oamenii sunt diferiți. Dumnezeu nu creează roboți tipizați. Nu? Conform proiectul este exact aceeași marcă. Dumnezeu creează oameni originali și noi suntem diferiți unul de altul, pentru că fiecare dintre noi avem o misiune diferită în această lume. Nimeni în afară de tine nu poate vesti Evanghelia unor oameni așa cum o poți vesti tu. Gândește-te între ce oameni te-a pus Dumnezeu. Gândește-te în ce neighborhood locuiești. Gândește-te ce meserie ai. Cu cine te întâlnești într-un mod permanent. Știi că Dumnezeu contează să investești pentru lărgirea împărăției sale în mijlocul acestor oameni? Oh, noi punem talentul să nu știe nimeni, că suntem pocăiți, nu? Cu minți ne adaptăm culorii mediului, vorbim political correct ca toată lumea din jur, nu? Să nu ne bănuiască că noi suntem de altă culoare decât culoarea la modă. Intrăm în sala de așteptare și venim și așteptăm să vină Domnul. Bisericile noastre se transformă încet, încet în săl de așteptare.
Eu țin minte, pe vremea comunismului, sălile de așteptare era unul dintre cele mai groaznice locuri. Mirosea întotdeauna motorină cu care se ungeau pe jos, mirosea întotdeauna fum de țigară, mirosea haine nespălate, era aglomerație, fum și plictiseala aia de moarte înainte să vină trenul. Bisericile se transformă încet, încet în asemenea locuri nesănătoase, unde merge bârfa, unde merge orice, și oamenii nu mai fac nimic pentru împărăția cerurilor. În gara din Arad era o femeie de pe la țară, nu știu exact din ce sat era, dar venea în fiecare zi aproape în sala de așteptare și propovăduia Evanghelia. Nu le venea să crede la toată lumea, mai ales la nouă pocăiților, nu? Care voiam să stăm în sala de așteptare, liniștiți, Doamne, să nu ne deranjeze nimeni. Ei, sora asta înțelesese că se poate vesti Evanghelia în sala de așteptare. De cele mai multe ori venea poliția, venea miliția, o lua și pleca cu baba asta care făcea larmă și care ne deranja într-un fel pe noi pocăiții, în sentimentele noastre religioase, ne zgâria într-un fel talentul nostru pe care îl îngropam un pic mai adânc să nu se prindă aia alți că suntem rude cu asta, că suntem de aceeași religie cu asta. O, Doamne, iartă-ne pentru lucrurile astea. Iartă-ne pentru lucrurile astea. Nu e de mirare că împărăția lui Dumnezeu merge cu așa viteză redusă în întreaga lume. Nu e de mirare că milioane de oameni mor nemântuiți. Pentru că noi stăm în sălile noastre de așteptare și așteptăm să vină Domnul. O altă învățătură pe care o tragem din această pildă este că noi nu suntem proprietari, ci suntem administratori. Noi suntem lucrători pentru El, pentru interesul Lui, pentru interesul împărăției sale. Noi nu trăim pentru beneficiile noastre, pentru câștigurile noastre, ci pentru El, pentru împărăția Lui. Tot ce ai, ți este dat să răspândești împărăția Lui. Toate talentele care le ai, puterea care o ai, resursele tale intelectuale și chiar și alea financiare, ți le-a dat Dumnezeu să lărgești granițele împărăției sale. Faci ceva în domeniul ăsta sau nu? Și ultimul lucru care vreau să-l spun în această seară este că va veni o zi când vom fi trași la răspundere pentru munca asta. Vom fi trași la răspundere pentru investiția sau neinvestiția în împărăția lui Dumnezeu. Va veni o zi a socoterilor, când vom sta înaintea celuia care ne-a dat resursele astea. Și o să mă întrebe, ce ai făcut cu milioanele care ți le-am dat, sau zecele de mii, sau sutele de mii de dolari? Ce ai făcut cu mașinile și casele care ți le-am dat? Ce ai făcut cu astea? Câți oameni s-au întors la Dumnezeu? Ce ai făcut cu talentul care ți l-am dat? Doamne, am știut că ești aspru, că ești rău, că tu seceri de unde nu semeni, că tu aduni unde nu vânturezi, nu? Am păstrat totul, credința. Doamne, eu am păstrat credința exact așa cum am primit-o. Wow! Cu asta vrei să spui că ești același copil în credință de când te-ai întors la Domnul. Așa, n-ai mai crescut niciun centimetru. Știi că asta este o tragedie, să ai un copil care nu crește? Este o dramă mare de tot. Dar cei mai mulți dintre noi, asta facem cu credința care ne-a dat-o Domnul. Am păstrat-o exact așa cum ne-a dat-o El, am învelit-o bine și am îngropat-o să nu o vadă nimeni, să n-audă nimeni despre ea, nu? Și apoi ne-am pus să așteptăm să vină Domnul. Ascultați cuvintele acestui om. Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă. Și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, iată ce este al tău. Am păstrat credința așa cum mi-ai dat. Uite înapoi aici.
Rob, viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, să cădea ca tu să-mi fi dat talentul, să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea, să-mi fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Prin urmare, se cădea, era necesar, trebuia să investești ceea ce ți-am dat, să faci să crească ceea ce ți-am dat, să lucrezi cu ceea ce ți-am dat. Va veni o zi a judecăților și vom sta înaintea Domnului. Și mulți dintre noi vom fi foarte surprinși. Biletul ăla de tren în buzunar va veni Domnul. Și tare mă tem că vom rămâne singuri pe peron. Putem râde ca țăranul ăla care l-a umflat râsul după ce a pierdut trenul, spunând că biletul era la el, nu? Bietul tren a plecat fără biletul lui. Nu va fi râs, va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pentru că Domnul spune foarte, foarte clar, iar pe robul acesta netrebnic, nefolositor, pe acest good for nothing, rob al meu, care n-a lucrat nimic, care a păstrat așa cum a fost, care a îngropat în pământ, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Vezi, frate și surori, pilda aceasta mie mi-a tulburat câteva nopți, gândindu-mă la ea, și mi-am făcut socotelele să văd ce am făcut cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu de-a lungul anilor. Și sunt hotărât câte zile mai am să fac tot ce pot, să investesc ceea ce a pus El în mine, în viața mea, că atunci când El va veni să pot da ceva în plus decât mi-a dat El. Vreau să mă vindec de această mentalitate de sală de așteptare, de gară, în care să stai și să nu faci nimic până vine trenul, vine într-o zi trenul, nu? Într-o gară din aceea de la țară, din România, era un prost al satului, că fiecare sat avea câte unul din ăsta așa. Venea la gară și stătea ore în șir la gară, se uita după trenuri și până o pleca acasă. Nu zicea niciun cuvânt la nimeni, dar într-o zi s-a întâlnit cu bocterul, cum zic românii, cu ăla de la gară. Și nebunul zice... Am prins șmecheria la tren. Care? Zice, când fluieră, pleacă. Din această gară în care așteptăm să treacă și să vină trenul, în care nu facem nimic, nu avem mai multă înțelepciune. Ca și omul ăla care s-a prins de șmecherie, ar trebui să ne prindem de șmecherie mai repede și să ne punem la lucru. Să ne facem inventarul ce ne-a dat Dumnezeu și să ne punem la muncă. Și să ne putem duce înaintea Domnului și să spunem, Doamne, uite, mi-ai dat 2 talanți, sunt 4. Am mai câștigat ceva, am făcut ceva în plus. Să nu mergem ca robul ăla care a tezaurizat, care a păstrat, care a îngropat și care a venit... nemulțumit că i s-a făcut o mare nedreptate, Domnul, numai un talent. Ăsta nici nu se merita asta. Cum zicea un prieten de-al meu și al lui Adi, un mare dirijor, s-a dus să predice într-o biserică și nu era decât un mic număr de frați. La sfârșit a zis că, omule, pentru atâția nici nu merită să scoată schițele de predică din geantă cât s-au venit la biserică. Nu? Haideți să nu facem socotel de genul ăsta, să investim în împărăția lui Dumnezeu cu tot ceea ce El ne-a dat. El ne-a dat suficient pentru câtă putere avem noi. Haideți să-i mulțumim pentru asta și să-L rugăm să ne dea înțelepciune și putere să investim în fiecare zi în lărgirea împărăției sale și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune, pentru că
Merită să ne rugăm în domeniul ăsta și chiar să facem mărturisiri înaintea Domnului, spunând acele lucruri care le regretăm, că nu le-am făcut. Să rugăm pe Domnul să ne scoată din această mentalitate de gară, de așteptare și să ne trimită la lucru și să ne arate exact ce are cu noi și ce vrea să facem. Să ne rugăm Domnului.